mai mult, începând chiar cu 1950. Și nu doresc să fac altceva decât să demonstrez cu modestele mele cunoștințe faptul că într-un regim totalitar, indiferent de culoarea acestuia, în cazul de față, într-un regim totalitar comunist, linia de demarcație dintre statutul de erou și cel de criminal de război este foarte subțire. Nicolae Lubomirov s-a născut la 13 septembrie 1888 într-o familie mic-burcheză din Petersburg, la fel ca multe alte familii de această condiție din capitala Rusiei, tatăl său Pavel fiind administrator naval, iar mama Alexandra fiind casnică. În aceste condiții, copilăria și-a petrecut-o mai mult în baza navală a flotei imperiale de la Marea Baltică, motiv pentru care în anul 1903, la vârsta de 15 ani, în urma unui examen destul de dificil, așa cum relatează în această autobiografie, a fost admis cadet la școala navală din Petersburg, pe care a absolvit-o în anul 1907, practica marinărească, făcând-o în escadra amiral Rusin, cu care de altfel a și făcut în conjurul lui. Primul contact cu viața adevărată de marinar în condiții de luptă l-a avut în primul război mondial, mai exact în momentul în care a primit misiunea de a scoate la suprafață cărțile cu codul secret, cu codurile secrete ale flotei germane dislocate în Marea Baltică, codul care se aflau pe crucișătorul ușor Magdeburg, care s-a scufundat călcând pe o mină. Misiunea a fost îndeplinită cu succes, motiv pentru care tânărul capitan comandor Nicolae Lubomirov a fost transformat din ofițer de card în ofițer specialist în minare de minare și scufundări. Practic o specializare care l-a ajutat în timpul celui de-al doilea război mondial și apoi începând cu 1950, lucruri despre care voi relata puțin mai târziu. În 1917 a intrat pentru prima dată în contact cu realitățile din România, fiind dislocat în flotila de operații de pe Dunăre din partea rusă, flotila ce era condusă de comandorul Vasile Scodea. Aici a primit misiuni de minare de minare și la sfârșitul anului 1917-1918 și misiunea de a potoli spiritele în cadrul flotei rusești, care, cuprinsă de febra bolșevismului, nu a mai dat ascultare conducătorilor direcții. În aceste condiții, nefiind de acord, așa cum spune în memoriu, cu forma radicală a regimului bolșevic, în 1921 a preferat să rămână definitiv, să se stabilească definitiv în România, fiind încă cetățean rus, motiv pentru care a avut diferite slujbe, printre care și acela de cântăreț la pian în cinematografele din București. Sfătuit de prietenii precum Perlea și Georgescu, în 1936 a cerut cetățenia statului român, pe care de altfel a și obținut-o în scurt timp, putând să se încadreze la corepetitor la Opera Română, însă această slujbă nu a avut-o decât câteva luni, pentru că, așa cum spune în autobiografie, organizațiile regionale foarte puternice aici i-au obligat pe ruși, pe el și pe încă câțiva amici să fie licențiați, să părăsească Opera Română. Iată o primă lovitură pe care Nicolae Lubomirov a primit-o din partea unui sistem, să spun, care nu era de acord sau care păstra încă tare ale primului război mondial și ale relațiilor dintre România și Rusia. În aceste condiții, în 1938, la vârsta de 50 de ani, cere să fie primit în cadrul efectivelor active ale Marinei Militare, însă, deși a trecut cu brio la acea vârstă toate examenele medicale din 1938 și 1939,
În 1940 a fost refuzat categoric, rămânând în continuare ca ofițer în rezervă, însă fiind angajat la administrația de stat porturi și comunicații pe apă, mai întâi în calitate de mic funcționar, apoi în calitate de subinspector, specializat în minare de minare. În aceste condiții, în 1941, un an foarte important în viața lui Nicolae Lubomirov, a fost trimis la Odessa, unde a condus echipe de ranfloare a navelor scufundate în rada portului, precum și de minare și de deminare a radei portului și a canalelor de intrare în port, în ideea că navele românești și germane puteau să aprovizioneze în felul acesta trupele dislocate în această zonă. În 1944, odată cu 23 august, a trecut ideologic de partea Partidului Comunist din România, așa cum reiese din acest document, începând să îndeplinească misiuni de deminare pe șenalul navigabil al Dunării, acolo unde diferite nave fusese scufundate de germani în timpul retragerii. A intrat în conflict în aceste condiții cu autoritățile iugoslave, conflicte care s-au perpetuat și mai târziu. Spune el că în 1950 a reușit să scoată la suprafață diferite barje scufundate pe șenalul navigabil al Dunării, dar în primul rând șlepul 7092, care era încărcat cu minereu de fier și care bloca, practic, transportul amont pe aval în zona porților de fier. În aceste condiții a avut o misiune deosebit de dificilă, spune el, în primul rând, din punct de vedere ideologic. Știm foarte bine că, în acel moment, relațiile dintre România și Iugoslavia nu erau dintre cele mai bune și că inginerii Marković și Martinović din partea iugoslavă nu îi vedeau niciun fel de sprijin. Mai mult, era obligat ca de două ori pe zi, dimineață și seara, să completeze rapoarte care erau traduse și trimise apoi la Moscova. Avea de asemenea o mare problemă pentru că îi se dăduse o sarcină aceea de a încerca să împiedice ca muncitorii pe care avea în subordine să rămână în Iugoslavia. Și spune el că a încercat și a și reușit, după cum reiese din raportul său, ca din cei 600 de muncitori pe care i-a avut în subordine, niciunul, și sublinează acest lucru, să nu defecteze în Iugoslavia. Mai mult, a intrat în conflict cu reprezentantul Sovrom Transportului, un anume Iacob Șufer, pe care administrația de la București l-a trimis pentru a superviza aceste lucrări. Spune el în raportul de activitate, Nicolae Lubomirov, că acesta venea cu fel de teorii fanteziste în ceea ce privește ranfloarea bajei 7092, date tehnice care nu aveau nimic de a face cu astfel de misiune. Și că între cei doi s-au iscat adevărate certuri, reprezentantul Sovrom Transport amenințându-l că îl va da, așa cum reiese din document, pe mâna partidului și că, în consecință, va avea de suferit din această cauză. Evident, misiunea a fost un succes, spune el însă cu sacrificii imense, pentru că în afară de greutățile de ordin politic și ideologic avea de a face și cu greutăți de ordin tehnic, într-o apă înghețată și cu un curent de 25 de km pe oră. Nava Balje a fost scoasă la suprafață, însă în 1951 s-a îmbolnăvit de astenie nervoasă și de blocaj muscular, motiv pentru care a fost internat în diferite sanatorii din țară. Problema intervine însă în ziua de 1 ianuarie 1952, când la prânz a fost ridicat de organele de anchetă și fără să îi se dea niciun fel de explicație a fost dus la Jilava. Ulterior, difișa matriculă pe care a primit-o penitenciarul Jilava a reieșit că este acuzat, citesc, de crimă de război și a însușit unul din teritoriul în care s-a purtat războiul, fiind salariat în portul Odesei. Iată, momentul 1941, când fusese dislocat în portul Odessa. Evident, a reușit să demonteze
punct cu punct aceste acuzații, a fost reabilitat și repus în drepturi, însă numai parțial, după câteva luni bune de arest, fără să îi se dea uneori niciun fel de explicație. Mai mult, a fost rechemat în slujbă, însă până în 1956, când a fost din nou arestat sub aceleași acuzații. Evident că a stat, de data aceasta, aproximativ 8 luni în beciurile penitenciarului Jilava, uneori fără să îi se dea niciun fel de explicații, aducându-i se la cunoștință aceleași acuzații, ulterior aceleași acuzații, care au fost aduse și în anul 1952. Vorbim iată de anul 1956, când Lubomirov avea deja 68 de ani. În 1956 a fost însă eliberat, fiind exonerat de orice acuzație, ba mai mult, i s-a încredințat, scuzați, la această vârstă, misiuni de ranfoare a diferitelor nave scufundate în portul Galați sau pe Dunăre în dreptul Borților de Fier. Punem noi că acest Nicolae Lubomirov este unul dintre multele cazuri de ofițeri ai Marinei Militare, în special ai Armatei Române în general, cărora li s-au adus acuzații destul de grave de criminal de război, iată în cazul lui Lubomirov, de cele mai multe ori fără să fie dublate și de fapte reale. Cu toate acestea însă, a rămas un om cu vederi de stânga, pentru că memoriile sale sunt semnate invariabil, luptăm pentru pace, Nicolae Lubomirov. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule, era să spun amiral, Ion Reginoveanu, și luptăm pe doamna